Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Cuzei este gata pentru a se întoarce acasă, în Istanbul, însă anumite incidente din viața sălei nu îi dau pace și vrea să le rezolve. Încercând să găsească o variantă de a ajunge acasă, Cuzei surprinde un incident teribil în casa frumoasei Săla. Tânăr împreună cu sora ei devin victimele abuzului mamei lor care le acuză de comportament indecent după ce l-a observat pe Cuzei în casa lor. Fără să stea pe gânduri, Cuzei ia măsuri împotriva lui Cavidan. Alper este pregătit să facă logodna cu Săla, după ce Cavidan și-a dat acordul ca cei doi să se căsătorească. Săla se află într-o situație disperată. În casa familiei Guralp momentele tensionate se țin lanț. Ferei, împreună cu Becă să reușesc să afle un adevăr dureros despre gonul. Bulent nu știe cum să reacționeze în fața soției sale, care este pornită să o scoată din viața sa pe gonul. Cine este persoana care i-o va ajuta pe să lasă ia decizia corectă în ceea ce privește viitorul său? Să încă mai speră ca bărbatul căruia i-a salvat viața și de care s-a îndrăgostit, o va salva din calvarul pe care îl trăiește alături de mama ei, acasă. Bahar își încurajează sora să plece din sat, însă Cavidan insistă să rămână pentru a-și mărita fica cu Alper. Cuzei încă se gândește la Săla și empatizează cu suferința acesteia. Alper, în schimb, este pe urmele lui Cuzei pentru a-l îndeparta de tânăra de care s-a îndrăgostit. Ege și Arda au o nouă dispută. În ceea ce privește relația cu Zeynep, iar primul realizează, din acțiunile tinerei, că aceasta încă îl iubește. Dacă va reuși cu Zei să o salveze pe săla din calvarul pe care îl trăiește alături de mama sa.